Accidentul a avut loc pe drumul dintre Pitești și Curtea de Argeș, în localitatea Bascov. Matizul folosit ca taxi mergea regulamentar, dar șoferul a făcut brusc o manevră de a vira pe o stradă lăturalnică. A fost lovit în plin de o mașină care venea din spate cu viteză, al cărei șofer nu a mai putut evita impactul. În afara conducătorului auto, niciun pasager nu se afla în taxi în momentul impactului. Conducătorul autoturismului Matiz, care circula pe DN7C pe raza comunei Bascov din direcția Curtea de Argeș către municipiul Pitești, în intersecția cu strada Păișești, a fost surprins și accidentat de către un autoturism marca BMW la efectuarea virajului la stânga. În urma impactului violent, taxiul s-a răsturnat de câteva ori și a ajuns un morman de fiare. Pentru a-l scoate pe șofer din mașină a fost chemată descarcerarea. Detașamentul de pompieri Pitești a fost solicitat pentru a descarcera o persoană prinsă între fiarele contorsionate ale unui autoturism. Este vorba de un taxi? Da, un taxi. Am găsit o victimă în stare foarte gravă, cu traumatism cranio-cervical, cu traumatism probabil de coloană, de umeri, foarte agitat. A fost adus la Spitalul Județean la UPU. Tot combustibilul s-a scurs din rezervorul Matizului, așa că pompierii au deconectat bornele bateriei, întrucât exista risc de explozie. Bărbatul de 53 de ani era inconștient. Imediat cum au ajuns cu el la urgență și au văzut că nu reacționează, medicii și-au pus problema transportului la neurologie în București. Din cauza accidentului, traficul rutier pe drumul dintre Pitești și Curtea de Argeș a fost paralizat mai bine de jumătate de oră. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.